România, 30 de județe sunt sub cod galben de ploi și vijelii până vineri. Câteva dintre regiuni au fost deja lovite de furtuni după ce au fost avertizate cu cod portocaliu, chiar roșu, de vreme severă, cum a fost cazul județului Caraș-Severin. Mai mulți oameni au fost evacuați după ce apele au năvălit în case, pe ulițe sau pe drumuri județene. Iar ce este mai rău, nu a trecut. Viiturile formate în Serbia amenință acum județele de la graniță. Și stăm de vorbă despre situația din județul Caraș-Severin, în continuare cu prefectul de acolo, domnul Matei Lupu. Bună seara! Bună seara! Care este situația la dumneavoastră? A trecut valul, primul val. Sper să nu fie și altul. Am avut în două localități străzile care au fost parțial inundate. Acum au intrat în câteva case. Suntem cu pompierii, ajutăm oamenii să scoată apa și, bineînțeles, și puțin nămol care ți-a luat dus viitura. Dar nu mai avem, ce e important, că nu mai avem râurile care să iasă din mască. Cam câte persoane au fost evacuate? Trei. O familie de trei persoane care au fost evacuate, nu au fost inundate, au fost blocate din cauza viiturii și au mers la bunici. Dar au mai fost și alte gospodării afectate, nu în așa mare măsură încât să fie evacuați oamenii? Au fost gospodării afectate. Acolo unde a ieșit râul în Slatina Timiș, unde a ieșit râul din mască. Dar acum, la ora actuală, deja se lucrează la curățenie și la evacuat apa din Beciu, pentru că vă dați seama că cel mai jos și acolo au mai rămas apă. Dar cum s-a manifestat episodul? Pentru că înțeleg că dumneavoastră în care se vede a fost ploi torențiale, o erupție de nori, o ploaie foarte, foarte puternică, scurtă, dar foarte puternică. A fost și grindina? Nu, n-am avut grindină, doar ploaie. Bun, deci să înțelegem că situația este sub control la acest moment. Acum, la ora actuală, pot să vă spun că nu mai avem case care să fie inundate, numai râurile sunt în mască, la cota de atenție, lucrăm la să scoatem apa, v-am spus și nămolul care în asta, și bineînțeles, acolo unde mai sunt situații, de exemplu, a căzut un copac, se lucrează să degajeze copacul, să degajeze strada. Dar nu problema deosebită. La ora actuală nu mai avem decât o singură localitate fără energie electrică, restul toate sunt cuplate la energie electrică. Bine, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Este prăpăd în vestul României. Viiturile care au lovit Serbia au ajuns și în România. Județul Caraș-Severin, aflat chiar la graniță, se află sub cod roșu de vijelii și fenomene violente. 5 oameni au fost evacuați după ce apa a năvălit în case și pe drumuri. Râul Slatina a ieșit din albie, a inundat străzi și 10 de gospodării. A fost jale și în Vălișoara, dar și pe drumul județean 582, care a fost închis temporar. Tot în Caraș-Severin, 8 localități au rămas fără energie electrică. A fost prăpăd și în comuna Slatina Timiș, din același județ Caraș-Severin. Apele negre au năvălit cu o forță apocaliptică. Hidrologii au emis cod roșu pentru râurile din Bistra, Timiș, Poganiș, Tau și Goleț. Vor fi scurgeri de pe versanți, torenți, viituri rapide cu posibile efecte severe de inundații. Nu ce băga, ascultă! N-ai nicio șansă, pași nu! Ia uite! Drumul național 6, care leagă municipiul Caransebeș de comuna Slatina Timiș spre băile Herculane, a fost inundat de viitură, iar traficul a fost restricționat. Râurile negre au dat năvală la scurt timp după ce județul Caraș-Severin a fost lovit de ploi și grindină. Ha! 30 de județe din țară se află sub cod galben de
ploi și vijelii până vineri dimineață. 5 dintre ele au trecut și prin codul portocaliu de vreme rea. Ploile seamănă frică și în Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, dar și în Călăraș. Și aici oamenii s-au adăpostit în case de teamă să nu fie răniți de gheața în formă de pietre. Iar răul nu a trecut. Crișana, Banatul, Oltenia și zonele montane vor fi cele mai afectate de ruperile de nori. Pe arii restrânse se vor depăși și 60-80 de litri pe metru pătrat. Instabilitatea se va accentua în orele următoare. Ne așteptăm la averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Peste 3300 de pompieri au fost alertați să intervină cu mai bine de 2200 de utilaje în sprijinul populației și autorităților locale din zonele vizate de fenomenele meteorologice periculoase din următoarele ore. Iar avertizările curg și în aceste momente. Iată, Institutul Hidrologic anunță cod roșu până la ora 24, scurgeri pe versanți, torenți, pâraie, vituri rapide cu posibile efecte severe de inundații, posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele Bistra, Timiș, Poganiș, Tau și Goleț. Deci, iată, de la ora 17:50 până la ora 24, cod roșu, de inundații, depășirea ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele Bistra, Timiș, Poganiș, Tau și Goleț. Mergem mai departe. Accident cumplit în capitală în această seară. Un motociclist în vârstă de 32 de ani și-a pierdut viața pe splaiul Independenței. Din primele cercetări, un șofer de 29 de ani a vrut să întoarcă fără să se asigure și l-a lovit în plin. Medicii au ajuns imediat la fața locului. În zadar s-au chinuit să-i salveze viața tânărului rănit. Motociclistul s-a stins la locul incidentului. Pe timpul cercetărilor, circulația a fost blocată în zona mai bine de o oră. Poliția adună probe pentru a stabili cauzele în care s-a produs accidentul rutier. Incredibil, în plin sezon estival, autostrada Soarelui devine o adevărată capcană pentru șoferi. Plăcile de beton din care este făcută șoseaua s-au ridicat din nou. Situația este mult mai gravă decât cea semnalată în urmă cu 3 săptămâni. De această dată, plăcile s-au ridicat în mijlocul șoselei, pe banda a doua, nu pe cea de urgență. Așa arată o bucată din autostrada Soarelui la kilometrul 22 pe sensul către litoral. Plăcile de beton s-au ridicat din nou. Problema a fost semnalată de șoferii care au trecut prin zona. Mulți dintre ei au ocolit capcana în ultimul moment. Poliția a decis oprirea circulației pe banda a doua de mers către Constanța. Traficul a fost imediat restricționat. Practic aici se repetă problema care a apărut în urmă cu 2 săptămâni la kilometrul 17. Două plăci din cauza căldurii s-au dilatat și practic s-au ridicat. Această situație apare și din cauza, atât din cauza căldurii, cât și din cauza colmatării rosturilor de dilatație dintre plăci. Ca și data trecută, compania de drumuri a promis că va remedia problema. Atenție însă, situația se poate repeta, mai ales că în perioada următoare sunt anunțate temperaturi de peste 35 de grade la umbră. Structura acestei autostrăzi este una care s-a descoperit în timp că nu dă randament, și anume este din plăci de beton care, deși rezistă mai mult în timp, când în momentul în care încep să aibă probleme, sunt foarte greu de remediat. Autoritățile au făcut studii încă de anul trecut pentru sectorul București-Fundulea, porțiunea cu probleme. S-a stabilit că trebuie frezați 8 cm din beton și așternut un nou strat de asfalt. În prezent este în derulare evaluarea ofertelor de achiziție și se estimează că lucrările ar putea începe undeva prin luna octombrie și ar urma să dureze 3 ani. Pentru a se evita aglomerația, se va lucra pe timp de noapte, însă vor fi restricții de circulație. În zonă nu se va depăși 60 de kilometri pe oră. Și în mini-vacanța de Rusalii, plăcile s-au ridicat aproximativ jumătate de metru. Din cauza temperaturii s-a dilatat betonul și în zona rostului s-a produs o denivelare. Autostrada Soarelui este tranzitată în medie în 24 de ore de peste 100.000 de mașini. Pe tronsonul București-Fundulea, reparațiile au fost amânate în ultimii 3 ani. Ultimele promisiuni sunt că aceste lucrări ar putea începe în toamnă. Incendiu de proporții lângă autostrada București-Ploiești. Da, băi, eu am fost amici. Pe
Peste 4 hectare de grâu au ars la kilometrul 43 în dreptul localității Aricești Rahtivani. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Circulația rutieră nu a fost afectată. Echipajele de salvare spun că focul ar fi fost pus intenționat. Banca Națională a României aruncă bomba cu ceasă în curtea guvernului. România a avut un deficit de cont curent cu 15% mai mare în primele luni din 2018 față de aceeași perioadă anului trecut. Este o gaură de 2 miliarde de euro, iar ea arată un singur lucru. Consumăm mai mult decât producem. Economia se sprijină pe importuri, ceea ce atrage valuri de creștere negative ale inflației și ale robor, indicativul sperietoare ale românilor curate la case. Analiștii cer executivului să sprijine companiile private măcar în al 12-lea ceas și să salveze astfel economia. Deficitul contului curent al balanței de plăți a crescut la 2,05 miliarde de euro în luna aprilie a acestui an față de 1,7 miliarde de euro cât era în aprilie 2017, anunță Banca Națională a României. Un deficit de cont curent mare arată clar că importăm mai mult decât exportăm sau, mai pe românește, că trăim pe datorie. Contul curent al balanței de plăți include sumele încasate și cele plătite de România în relațiile comerciale cu alte state. Principala componentă care contribuie la acest cont este deci comerțul exterior, puternic deficitar în cazul României. Deficitul comercial a crescut la aproape 3,5 miliarde de euro în primele luni din 2018, de la puțin peste 3 miliarde de euro în aprilie 2017. Cauza acestei valori negative înregistrate de economie se regăsește tocmai în majorările de salarii de la începutul anului, spun analiștii. Aceștia susțin că plusul la salarii a venit pe un fond șubred. Au adus mai mulți bani în piață, oamenii au cumpărat mai multe bunuri și, evident, și mai multe servicii, dar marea majoritate a acestor bunuri sunt produse în alte state, sunt produse din import. Cu cât a cumpărat mai mult din afară bunuri și servicii pentru a satisface nevoile consumatorilor, cu atât statul a avut plăți externe mai mari. Exporturile din sectoarele autor, IT sau energetic nu au ținut pasul cu importurile. Cu toate avertismentele lansate de analiști și cu datele pe masă din partea BNR, premierul se laudă în continuare cu măririle salariale. Viorica Dăncilă anunță că acestea au crescut cu 14,7% în aprilie față de aceeași lună a anului trecut. Sunt cifre care ne arată faptul că mesajele alarmiste transmise de diversi critici nu au niciun fundament. Măsurile pe care le-am luat și pe care vom continua să le luăm au fost cele bune. Fals, spun analiștii. Aceștia avertizează că ne adâncim și mai mult în datorii externe. Nu s-a modificat nimic în structura economiei naționale. Avem în continuare o economie națională bazată pe consum. Investițiile private se lasă așteptate în România, iar cele publice nu funcționează foarte bine. Efectul imediat este devalorizarea leului în fața euro, urmată de creșterea inflației și a robor. Acești indicatori se degradează constant în România. Liviu Dragnea se spală pe mâini în cazul campaniei de intoxicare dusă de PSD după incidentele de la premiera Simonei Halep. Liderul social-democrat a anunțat că l-a dat afară pe George Harabagiu, cel despre care fostul premier Victor Ponta a afirmat că se află în spatele postărilor denigratoare despre Simona Halep. Să-ți ofer cheia orașului București. Te rog să primești din sufletul nostru. Este cheia capitalei țării. PSD a dus o adevărată campanie de intoxicare după ce Gabriela Firea a fost huiduită de oamenii prezenți pe Arena Națională la ceremonia de premiere a Simonei Halep. A doua zi după aceste incidente, pe paginile filialelor PSD a circulat un mesaj în care se susținea că, de fapt, cea apostrofată de bucureșteni ar fi fost chiar Simona Halep. Victor Ponta a susținut că în spatele manipulărilor s-ar fi aflat George Harabagiu, un apropiat al lui Liviu Dragnea. Acest om ascultă doar de Liviu Dragnea și cred că face parte dintre intelectualii lui Ionel Arsene. Știți că acolo e un grup de universitari în jurul lui Ionel Arsene și ăsta e unul dintre ei. Adică dar un om Harabagiu, n-ați văzut? Un om cu probleme, dacă te-a pus să le explici la oameni că de fapt oamenii au huiduit-o pe Halep, înseamnă că ai niște probleme serioase la cap și
și am zis că are și probleme cu șobolanii. Speriat de valul de indignare stârnit de oamenii săi, Liviu Dragnea a dat înapoi și a anunțat că l-a demis pe strategul său online, George Harabagiu. De altfel, acesta a avut niște explicații mai mult decât bizare. Eu sunt în măsură să constat, nu să spun. Deci, eu în acest moment sunt în măsură să constat faptul că alții care sunt sau nu în măsură în ceea ce mă privește, eu doar constat, nu spun nimic, pentru că oamenii respectivi nu m-au întrebat pe mine atunci când au spus, a declarat Harabagiu atunci când a fost rugat să explice originea acelor mesaje. Niciun lider PSD nu și-a asumat fake news-ul despre Simona Halep. Liviu Plesoianu, unul dintre principalii comunicatori social-democrați, a calificat această problemă drept neimportantă. La rândul său, președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, Eugen Nicolice, a catalogat subiectul drept bârfe și zvonuri. Primarul general Gabriela Firea și-a închis pagina de Facebook în urma incidentelor de luni seară. Consiliul Superior al Magistraturii a respins una dintre plângerile făcute împotriva șefei DNA. Este vorba despre cea în care inspecția judiciară a acuzat-o că și-a trimis consilierul un judecător să facă un control în teritoriu. O a doua cauză care o vizează pe șefa DNA este aflată pe rolul secției pentru procurori ai CSM. Are legătură cu înregistrările din timpul unei ședințe de lucru apărute în spațiul public. Chioveși a fost acuzată și de instrumentarea urgentă a unor dosare cu miniștri, de impact mediatic pentru îmbunătățirea imaginii instituției. Chioveși nu a făcut nicio declarație astăzi la sediul CSM. Doamna procuror, la revedere. La ce decizie va aștepta aceasta? La revedere. La revedere, nu am alte comentarii de făcut. Mulțumesc, dacă îmi permiteți, mă șocam. Calculul o demisie, doamna Chioveși. La Alba Iulia și s-a întors înapoi la dumneavoastră, doamna procuror. Stache, dacă mai dai. Amendamentele controversate la codul de procedură penală au fost votate de senatori. Proiectul de lege a înaintat cu pași repezi, având în vedere că raportul a fost elaborat săptămâna trecută. De altfel, și președintele Comisiei Speciale, Florin Iordache, a anunțat că săptămâna viitoare același proiect de lege va ajunge la votul final și în Camera Deputaților. Cu 74 de voturi pentru, 0 abțineri, 28 de voturi împotrivă, propunerea legislativă a fost adoptată. Senatorii au aprobat toate modificările la codul de procedură penal propuse de Comisia lui Florin Iordache. Reprezentanții puterii susțin că noul cod este în acord cu deciziile instanțelor europene și că legile nu sunt făcute cu dedicație pentru Liviu Dragnea. Poate transmite și celor care citesc și nu înțeleg nimic că în 2016 Cioloș și Prună au modificat peste 100 de texte în materie penală printr-o ordonanță de urgență dată noaptea. Dacă cineva este foarte interesat de ore. De data aceasta însă am pus în acord decizii obligatorii, pentru că așa sunt deciziile instanțelor judecătorești, obligatorii ale Curții Europene a Drepturilor Omului, ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Constituționale a României. De altfel am auzit puțin mai devreme câteva inepții și lucruri care frizează penibilul. Că ar fi amendamentul Dragnea o dispoziție care este cuprinsă într-o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului. Poate că cei cu imaginație bogată vor spune că D-ul de la CEDO vine de la Dragnea. Atâta pot. Printre amendamentele adoptate se află cel care stipulează că instanța de judecată poate dispune controlul judiciar pe o perioadă de cel mult 30 de zile, prelungit cu cel mult 160 de zile, cel care spune că suspectul să fie adus cu mandat de aducere numai în mod excepțional și motivat, iar denunțul să fie în termen de 6 luni de la luarea la cunoștință despre infracțiune. Parlamentarii au decis și că măsura arestului preventiv să se ia doar în cazul existenței unor probe și indicii temeinice, fiind înlocuită astfel sintagma suspiciunii rezonabile. Un alt amendament stipulează că revizuirea hotărârilor judecătorești definitive este și dacă un judecător sau un procuror a fost sancționat disciplinar definitiv pentru exercitarea funcției cu rea credință sau gravă neglijență, dacă aceste împrejurări au influențat soluția pronunțată, au mai stabilit parlamentarii din comisie. Modificările aduse de Comisia Iordache au fost criticate extrem de dur. Păi să-l revizuiască pe domnul Dragnea, că până la urmă stăm și facem legi pentru Dragnea, pe bune. Chiar mi se pare toată lumea de un an jumate în țara asta face legi pentru Dragnea. Hai să facem. Să erau lucruri care trebuiau îndreptate de mult timp și dacă se îndreaptă, sigur că le susținem.
Un alt amendament prevede că după încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul îl informează în scris în cel mult 10 zile pe inculpatul care a fost subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privința sa. Totodată, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la persoană în termen de maxim un an de la data începerii urmăririi penale cu privire la faptă. După încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul îl informează în scris în cel mult 10 zile pe inculpatul care a fost subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privința sa. Senatul este prima cameră sesizată, forul decizional fiind Camera Deputaților. Victor Ponta pune tunurile pe Liviu Dragnea, fostul premier, îl acuză pe liderul PSD că dorește să arunce țara în haos în cazul în care va fi condamnat de Curtea Supremă. Ponta l-a ironizat pe Dragnea în legătură cu posibilul demers al acestuia de suspendare a președintelui Klaus Iohannis. L-a prins curajul pe Dragnea că parcă în 2016 spunea că numirea lui Chioveși este un semn pentru statul de drept, întărire, s-a răzgândit. Haideți să fim serios. Victor Ponta l-a acuzat pe Liviu Dragnea că își negociază libertatea în acest moment. Potrivit fostului premier, Dragnea este gata să declanșeze haosul în țară dacă va fi condamnat de înalta curte. Suspendarea lui Iohannis ar depinde astfel de decizia în cazul lui Dragnea. Eu cred că Dragnea speră într-un blat ca să pe 21 să fie achitat. Dacă iese blatul, nu mai face nimic. Dacă nu iese blatul, pregătiți-vă pentru tot ce e mai rău, că va schimba legile prin ordonanță, codurile, va suspenda pe Iohannis, va arunca țara în aer. Eu fac parte dintre cei care nu mă hăitesc cu domnul Dragnea în aruncarea țării în aer. Între timp, pesediștii continuă amenințările la adresa președintelui Klaus Iohannis. Senatorul Nicolae Bădălău susține că va depune o plângere penală împotriva șefului statului dacă acesta nu respectă decizia CCR de revocare a Laurei Codruța Chioveși. Asta după ce Iohannis a anunțat marți că nu a terminat încă de analizat motivarea CCR. Potrivit lui Bădălău, Iohannis ar putea fi notificat de ministrul Justiției pentru a pune în aplicare decizia CCR. Senatorul PSD anunță că ar putea să depună plângere penală dacă șeful statului va refuza în continuare. În momentul ăsta avem o hotărâre definitivă care trebuie pusă în aplicare. În cazul în care nu este pusă în aplicare, cineva trebuie să notifice acea persoană, acel reprezentant al instituției. Domnul președinte al României nu este rege, nu este Carol, nu este Ferdinand. Este președinte democrat. Și trebuie să o pune în aplicare. Nu pui în aplicare o hotărâre orice șef de instituție, președinte, șef de cameră, prim-ministru, se aplică legea penală. Vorbiți de o posibilă plângere penală? Sigur că da. Întrebați orice șef de instituție, dacă nu pui în aplicare o hotărâre judecătorească definitivă, ce se întâmplă? Care e următorul pas? Asta e legea, doamnă, asta e legea, nu e următorul pas sau primul pas. Președintele Klaus Iohannis a declarat marți referitor la o posibilă revocare din funcția de procuror șef al DNA a Laurei Codruța Chioveși că este nevoie să reacționeze într-un timp rezonabil. Șeful statului a mai spus că motivarea este foarte amplă și ridică niște semne de întrebare. Nu putem să facem următorul pas până nu ne clarificăm ce anume ni se transmite în această motivare. Iohannis spune că nu încalcă legea fundamentală, nedând un răspuns rapid la această chestiune, precizând că mai are de citit un pic la motivarea Curții Constituționale, prin care îi se solicită revocarea din funcție a șefei DNA. Privilegii pentru avocatul poporului, Victor Ciorbea, va avea o pensie de 36.000 de lei, adică de aproape 8.000 de euro lună de lună. Deputații au adoptat legea care îi permite avocatului poporului să-și cumuleze atât indemnizația cât și pensia specială în timpul mandatului. Senatorii vor avea însă ultimul cuvânt de spus. Înainte de vacanța de vară, plenul Camerei Deputaților a votat indemnizațiile pentru aleșii poporului, nu pe cele ale parlamentarilor pentru că ei beneficiază deja de o lege, ci pe cele ale primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților din consiliile județene și ale avocatului poporului și ale adjuncților săi. Deputații au votat cu 182 de voturi pentru și 82 împotrivă legea care îi va permite avocatului poporului să își cumuleze indemnizația cu pensia specială pe perioada mandatului. Asta înseamnă că Victor Ciorbea va avea o indemnizație specială de aproape 8.000 de euro, altfel spus, o pensie specială de 36.000 de lei pe lună. Potrivit noii legi a salarizării, avocatul poporului are un salariu de 19.950 de lei. Pensia sa de serviciu, la fel ca pensiile judecătorilor CCR, reprezintă 80% din veniturile ultimelor
12 luni. Sistemul de calcul a pensiei avocatului poporului este deci preluat de la judecătorii curții constituționale și în cazul lor pensia de serviciu se cumulează cu indemnizația. Senatorul va avea însă ultimul cuvânt de spus în privința acestor indemnizații votate de deputați, inclusiv cele care îl privesc pe avocatul poporului. Remunerațiile generoase au menirea de a oferi independență magistraților, spun experții. Potrivit acestora, în cazul avocatului poporului ar mai trebui luat în calcul și altceva. Odată cu gândirea acestui sistem de remunerație potrivită, să-i spunem, ar trebui să gândească și la anumite competențe, la modificarea, dacă putem spune așa, a statutului avocatului poporului. Experții mai spun că, dincolo de această denumire seducătoare de apărător al cetățenilor în fața statului, competențele avocatului poporului sunt mai mult decorative. Specialiștii susțin că legea ar trebui schimbată dacă se dorește ca avocatul poporului să facă mai multe în beneficiul poporului. Guvernanții se laudă, instituțiile statului îi contrazic, chiar dacă avem mereu parte de anunțuri conform cărora pensiile și salariile sunt tot mai mari. Institutul Național de Statistică spune altceva. Ultimele date oficiale arată o scădere a pensiei medii de aproape 1% trimestrul acesta față de precedentul. Aneta Sângerzani se alătură cu detalii. Bun găsit tuturor! Potrivit datelor comunicate astăzi de Institutul Național de Statistică, pensionarii au încasat în medie mai puțin bani semestrul acesta față de precedentul. Cifrele oficiale arată o scădere de 0,9% a pensiei medii din România. Astfel, dacă în ultimele 3 luni ale lui 2017 vârstnicii din țara noastră au primit o pensie medie de 1132 de lei, în primele 3 luni ale anului în curs, veniturile s-au diminuat la 1122 de lei. Banii au fost mai mulți, însă comparativ cu primul trimestru din 2017, când pensia medie a fost de puțin peste 1000 de lei. La nivel teritorial, pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanțe semnificative, diferența dintre valoarea minimă și cea maximă fiind de 503 lei. De pildă, cele mai mici venituri l-au avut pensionarii din Botoșani, Giurgiu și Vrancea, care au primit lunar în medie 860-880 de lei, iar cele mai mari pensionarii capitalei, urmați de cei din Hunedoara și de brașoveni. O problemă îngrijorătoare o reprezintă faptul că avem județe în care numărul de pensionari este chiar dublu față de cel al salariaților, iar statistica arată că peste câțiva ani situația va arăta la fel în aproape toată țara. De pildă, în județul natal al lui Liviu Dragnea, Teleorman, raportul dintre numărul mediu de pensionari și cel al salariaților este de 16 la 10, în Giurgiu și Vaslui de 15 la 10, iar în Botoșan, Călăraș, Dâmbovița și Neamț de 14 la 10. Premierul Olandei, luat la întrebări în Parlamentul European, Mark Rutte, a declarat din nou ostil candidaturii României și Bulgariei la spațiul Schengen, deși toate criteriile tehnice au fost de mult îndeplinite. Liderul olandez susține însă că cele două țări trebuie să-și rezolve problemele legate de corupție. România și Bulgaria îndeplinesc de mulți ani criteriile de aderare la spațiul Schengen, însă Olanda a blocat permanent orice discuție legată de primirea celor două țări. Premierul olandez Mark Rutte a fost luat la întrebări de europarlamentarii români. Liberalul Cristian Bușoi i-a cerut lui Rutte să își explice poziția. În calitatea dumneavoastră de membru al Consiliului European, v-ați declarat un oponent convins al aderării la spațiul Schengen a României, stat ce acționează ca un membru Schengen de facto, securizând într-o manieră profesionistă și eficientă peste 2000 de kilometri de frontieră europeană estică. Opoziția dumneavoastră a alimentat în ultimii ani un argument exploatat de euroscepticii din mediul politic românesc, în care se face legătura între această decizie și unele politici economice protecționiste, făcând referire la întârzierea eventualei concurențe reprezentată de portul Constanța după aderarea României la spațiul Schengen. Rutte a susținut că România și Bulgaria nu pot fi primite în Schengen din cauza corupției. I welcome the fact that both Bulgaria and Romania our hefty aspiration to fully join the Schengen acquis. And we do acknowledge the work which has been done in Bulgaria and Romania on this issue. But still, we also know that the work is not yet finished. Romania and Bulgaria need to meet several conditions that stem from joining the EU as defined in the cooperation and verification mechanism, of which corruption is one of the benchmarks. A deal is a deal, and we cannot have countries enter the Schengen area if they do not fulfill all the criteria.
Românii ajuns sclavi în Germania. Doi muncitori din țara noastră au murit pe o plantație de lângă orașul Bonn. Oamenii sunt exploatați până la epuizare și sunt ținuți în condiții înfiorătoare. Se pare că cei doi români morți nu aveau contract legal de muncă și nici asigurare medicală. Românul mort lângă orașul Bonn din Germania le-ar fi spus șefilor săi că se simte foarte rău. Fratele decedatului, care a fost martor la scenă, a povestit că șefii au tras de timp pentru că sperau că își va reveni, dar din păcate starea acestuia s-a agravat și mai tare. În cele din urmă, românul de 43 de ani a murit. Poliția germană a început o anchetă referitoare la moartea românului. În cursul acestei săptămâni urmează să fie gata rezultatele autopsiei și se va vedea exact care a fost motivul decesului. Condițiile în care lucrează românii sunt înfiorătoare. Muncitorii sunt ținuți într-un adevărat lagăr. Oamenii care culeg sparanghel și zmeură sunt ținuți în barăci, iar așa zisele locuințe sunt împrejmuite cu garduri. Plantația unde au murit românii este supranumită lagărul de români din Bornheim. Se pare că tot acolo, în urmă cu 3 săptămâni, un alt român de 48 de ani a murit. Nimeni nu știe însă ce s-a întâmplat cu el. Militarul dispărut în urmă cu 2 zile, pe când asista la căutarea unui băiețel înghițit de apele Mării Negre, a fost găsit înecat pe plaja din satul Vadu. La fel și trupul unui copil, posibil cel al minorului de 14 ani, pentru care a fost organizată o amplă operațiune de salvare. Anchetatorii fac acum cercetări pentru identificarea celei de-a doua victime. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. În comuna Constanțeană Corbu a avut loc cea mai amplă operațiune de căutări de la deschiderea acestui sezon estival. Mai întâi, militarii și scafandrii Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență au intrat în alertă pentru un băiat de 14 ani dispărut în apele Mării Negre duminica trecută. 25 de scafandri împărțiți în echipe l-au căutat pe copil. În timpul acestei operațiuni, un bărbat a dispărut și el în apele mării. Este vorba despre un militar care asista la operațiunile de salvare în ziua în care primise o învoire de la unitate. Colegii acestuia presupun că soldatul ar fi intrat în apă pentru a-l salva pe copil și că așa a fost și el luat de valuri. Căutările celor doi au fost reluate și dimineața în zona plajei Corbu. La scurt timp, la dispeceratul 112, o persoană a confirmat cel mai trist scenariu. Pe o plajă din zona 4, la aproximativ 15-20 de kilometri față de locul în care căutau colegii mei, au fost găsite 2 trupuri neînspectitere. Echipele de salvare au recuperat cele 2 trupuri. Valurile mării fac tot mai des victime. Luni seara, ele au adus la țărm trupul neînsuflețit al unui copil în vârstă de doar 7 ani. Băiatul s-a înnecat în dreptul plajei Modern din Constanța. Anunț șoc, iar înainte de campionatul mondial din Rusia, Spania și-a concediat selecționerul la o zi după ce acesta anunțase că a semnat cu Real Madrid. Julen Lopetegui a fost dat afară de federație înaintea debutului ibericilor la turneul din Rusia. Președintele Federației Spaniole de Fotbal a reacționat dur după ce Julen Lopetegui a anunțat că a semnat cu Real Madrid. Chiar dacă tehnicianul spera să conducă și Spania la campionatul mondial, acest lucru nu se va mai întâmpla. Luis Rubiales, președintele Federației, l-a concediat pe Lopetegui, deși mai erau doar 2 zile până la meciul de debut cu Portugalia. Quiero decir que mientras que he estado en la disciplina de la selección, pues Julen ha trabajado de manera fenomenal, por lo tanto ahí no hay nada que decir, pero obviamente cómo se ha producido todo esto, pues es algo que nos obliga a tomar esta decisión. Noul antrenor al Realului va fi înlocuit la cârma selecționate iberice chiar de un fost capitan al madrilenilor. Este vorba despre Fernando Hierro, cel care până acum era director tehnic al Naționalei Spaniei. Ca jucător, Hierro a avut 14 sezoane la Real Madrid, cu care a câștigat 5 titluri, 3 trofee de Liga Campionilor și 2 în Cupa Intercontinentală. Între timp, în Rusia s-a făcut anunțul despre viitorul campionat mondial. Competiția va reveni în America de Nord după o pauză de peste 30 de ani. FIFA a aprobat candidatura comună a Statelor Unite, Canadei și Mexicului pentru turneul final din 2026.
Candidatura nord-americană a primit 134 de voturi în cadrul Congresului FIFA, în timp ce Marocul a obținut doar 65 de voturi. Reprezentanții celor două candidaturi au avut câte 15 minute pentru a-și prezenta în linii mari punctele forte în fața celor 170 de membri ai Congresului FIFA reuniți la Moscova. Nord-americanii au subliniat că turneul lor va genera un profit de 11 miliarde de dolari, în timp ce Marocul conta doar pe 5 miliarde de dolari. Campionatul mondial din 2026 va fi primul care se va desfășura în trei țări. Cele mai multe meciuri vor avea loc însă în Statele Unite. Din 80 de partide, 10 au loc în Canada, 10 în Mexic și 60 în SUA. Finala este programată pe MetLife Stadium din New Jersey, fieful echipelor New York Giants și New York Jets din NFL. Statele Unite au mai găzduit campionatul mondial de fotbal în 1994, atunci când România a fost la un pas de semifinale. De partea cealaltă, Mexic a mai organizat edițiile din 1970 și 1986. Imagini spectaculoase cu un hoț care i-a jefuit vila lui Gică Hagi. Bărbatul poreclit Fantomas i-a șocat pe polițiști prin modul său de acțiune. Hoțul a fost împușcat de două ori, dar de fiecare dată a avut noroc și a scăpat cu viață. Imaginile par desprinse dintr-un film de acțiune, dar nu, personajul din imagine nu este nici actor, nici cascador. Este un hoț, chiar cel care l-a jefuit pe Gheorghe Hagi la începutul acestui an și l-a lăsat fără 4 ceasuri de colecție. Anchetatorii l-au poreclit Fantomas după ce au văzut cu ce ușurință poate dispărea de la locul faptei. La audieri, bărbatul a povestit că nu a făcut niciodată sport în mod organizat, dar că la un moment dat s-a apucat de parkour de unul singur. Așa a învățat să sară ca o pisică de pe un acoperiș pe altul. Curând și-a dat seama că poate face mai mult decât să sară pe ziduri și s-a apucat să fure. Lipsit de experiență, a fost prins și trimis după gratii. Acolo a întâlnit spărgători vechi care i-au împărtășit din metodele lor. Proaspăt eliberat din penitenciar, Fantomas a primit vestea că iubita lui este însărcinată. Atunci a realizat că nu are bani să-și crească copilul și a început să dea spargere după spargere. Peste 20. Printre victime a fost și Gheorghe Hagi, dar și ambasadorul Pakistanului. Din vila lui Hagi, hoțul a plecat cu 4 ceasuri de colecție în valoare totală de 40.000 de euro. Prejudiciul total în urma spargerilor se ridică la peste 100.000 de euro, însă Fantomas este tot sărac lipit, deoarece a cheltuit toți. În plin conflict între Palate, Iohannis și Dăncilă vor sta față în față peste 2 săptămâni la Cotroceni. Președintele a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru miercuri 27 iunie la ora 12. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României pentru summitul NATO de la Bruxelles și forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operațiuni în afara teritoriului statului român în anul 2019. Summitul NATO din Belgia este organizat anul acesta în perioada 11-12 iulie. O veste bună pentru producătorii români de filme. Autoritățile au hotărât în sfârșit să-i sprijine pe cineaști. Memorandumul pentru susținerea coproducțiilor cinematografice a fost adoptat astăzi de guvern. Avem și o schemă de ajutor de stat pentru susținerea industriei cinematografice. Urmărim stimularea producției de filme prin încurajarea inițiativei private în domeniul creației, finanțării, producției și distribuirii filmelor românești sau realizate cu participare românească. Credem că România trebuie promovată și cunoscută în lume prin valorile, istoria și tradițiile sale, prin oameni și locuri de o frumusețe inegalabilă. Măsura guvernului este una dintre cele mai așteptate de către cineaștii români, pentru că, deși se fac tot mai remarcați în festivalurile din toată lumea, iar peliculele realizate de ei câștigă premii importante în fiecare an, în țară nu au găsit sprijinul așteptat. Până acum s-au lovit mai mult de nepăsare din partea autorităților române. Din acest motiv, memorandumul de susținere a coproducțiilor cinematografice este considerată un pas important pentru impulsionarea
ale acestora. Încercarea de acordare a unor finanțări în urmă cu 2 ani a fost umbrită de un scandal. Doi regizori au reclamat modul în care s-a organizat sesiunea de distribuire a banilor. Atunci, Toma Enache și Ioan Cărmăzan au reclamat faptul că mai mulți dintre câștigătorii proiectelor făcuseră parte din juriul care a decis cine primește banii, deși legea interzicea acest lucru. 48 de milioane de euro vor reveni producției cinematografice, iar alte 2 milioane de euro pentru succesul filmului la public și pentru calitatea artistică. Potrivit ultimelor statistici în domeniu, în cinematografe ajung în prezent doar filme ale unor distribuitori importanți din categoria box office și foarte puține din alte categorii. Bună seara, Silviu Mănăstire! Ce vedem la Dosar de Politician? Bună seara, bună seara, telespectatorilor! Astăzi presa a găsit-o pe doamna Chioveși, care ne-a transmis un la revedere. Nu este foarte clar ce înseamnă la revedere. La revedere înseamnă că ne revedem tot în funcție, sau la revedere înseamnă că dânsa va pleca din funcția de șef al DNA prin demisie. Se fac tot felul de pronosticuri, tot felul de pariuri în acest sens și cei de la PSD continuă războiul cu președintele României Klaus Iohannis. Astăzi, fostul președinte executiv al PSD, Nicolae Bădălău, a spus că e nevoie de o plângere penală, da? Vor să-i facă, practic, dosar penal președintelui României pentru nerespectarea Constituției. Lucruri extrem de interesante. Continuăm dezbaterea în câteva minute. O dezbatere liberă, așa cum vă spun, de multe săptămâni. O dezbatere liberă de propagandă politică, da? Nu facem niciun fel de propagandă, oricât de mult și-ar dori unii sau alții. Mulțumesc, Silviu. Un politician mexican a fost executat cu sânge rece în timp ce făcea un selfie. Fernando Purón, candidat pentru un loc în Camera Deputaților din partea Partidului Instituțional Revoluționar. Bărbatul a fost împușcat la scurt timp după ce a participat la o dezbatere electorală. Asasinul este încă neidentificat. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Fernando Purón tocmai încheiase o dezbatere electorală organizată în orașul de graniță Piedras Negras, al cărui primar a fost în trecut. O susținătoare i-a cerut să facă un selfie împreună. În acel moment, din spate s-a apropiat cu mult calm un bărbat înarmat. Agresorul l-a împușcat pe politician fără să ezite. Această crimă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Chiar înainte de a fi ucis, Purón se angajase că se va opune crimei organizate. Potrivit publicației Vanguardia, nu trebuie să ne fie frică, trebuie să înfruntăm crima, îi îndemnase de la tribuna Purón pe susținătorii săi înainte de a fi ucis. Fernando Purón, candidat pentru un loc în Camera Deputaților din partea Partidului Instituțional Revoluționar. Motivele crimei rămân incerte pentru moment, deși Purón a primit amenințări cu moarte în timpul mandatului său de primar al orașului Piedras Negras. Politicianul avea 10 gărzi de corp după ce ar fi nemulțumit cel mai puternic grup de crimă de acolo, denumit Zetas. Cazul Fernando Purón a readus în atenția opiniei publice îngrijorările legate de nivelul foarte ridicat de violențe din Mexic. Purón a fost cel de-al 112-lea politician asasinat în Mexic din septembrie 2017, de când a început procesul electoral în această țară, potrivit publicației britanice The Guardian. Înainte de alegerile generale din 1 iulie, Mexicul se confruntă cu o baie de crime care nu poate fi oprită, spun specialiștii, nici măcar de numărul mare de bodyguards angajați de politicienii vizați de asasini. Imagini apocaliptice în Europa, inundațiile au făcut prăpăd în Germania, Austria sau Cehia. Până acum 7 persoane au căzut victime furiei apelor, iar alte câteva zeci sunt date dispărute. În timp ce mare parte din țară a avut parte de vreme bună, în zona de sud a Germaniei, inundațiile au transformat străzile în râuri. Apa a ajuns și la un metru adâncime, iar într-un oraș în apropiere de Stuttgart, un bătrân a rămas blocat în mașina sa, în mijlocul apelor. Acesta a fost ajutat la limită de către polițiști, care au spart geamul autoturismului și l-au eliberat. Furtunile violente au lovit puternic și regiunea Regensburg, unde acoperișul unei case a ars ca o torță după ce a fost lovită de un fulger. În Austria, inundațiile au măturat tot în calea lor și au luat pe sus tot ce aveau oamenii în gospodării. Grădinile și culturile au fost devastate, iar casele au fost acoperite de ape. Mii de oameni au fost evacuați din calea puhoaielor.
În Italia, grindina a distrus totul în calea sa. Geamuri sparte, mașini lovite și copaci doborâți la pământ de bucăți de gheață de mărimea unei mingi de tenis. Cel puțin 7 persoane au murit în urma inundațiilor din Europa Centrală, iar alte câteva sunt date dispărute. Comisia Europeană a promis deja ajutor Germaniei, Austriei și Cehiei pentru a repara dezastrul lăsat de furtunile masive. Schimb de replici extrem de dure între Donald Trump și Robert De Niro. Președintele american a spus despre celebrul actor american că are un IQ foarte mic, adică un coeficient de inteligență redus, după ce De Niro le-a cerut scuze canadienilor pentru comportamentul lui Donald Trump de la summitul de săptămâna trecută. De Niro a catalogat atitudinea lui Trump în fața oficialilor canadieni drept idiotă. I want to make a note of apology for the idiotic behavior of my president. That's a disgrace, and I apologize to Justin Trudeau too, and the other people at the G7. It's disgusting. Actorul Robert De Niro le-a cerut scuze canadienilor pentru comportamentul lui Donald Trump de la summitul G7, când șeful de la Casa Albă a spus despre prim-ministrul Justin Trudeau că a acționat umil și că este necinstit și slab. Aceasta a fost practic o reacție a președintelui Donald Trump după ce Justin Trudeau a afirmat că taxele vamale impuse de Statele Unite Canadei la oțel și aluminiu sunt o insultă la adresa istoriei dintre cele două țări. După ce a aflat că De Niro a catalogat comportamentul său din timpul G7 drept idiot, Donald Trump a venit cu un mesaj dur pe Twitter. Robert De Niro, un individ cu un IQ foarte mic, a primit multe lovituri în cap în film de la boxeri adevărați. L-am urmărit noaptea trecută și cred cu adevărat că era bătut în cap. Trezește-te, amețitule, a scris președintele Statelor Unite despre actorul american Robert De Niro. Vremea se strică, majoritatea.